Viața e un dar nemeritat. Când auzi cât de frumos se armonizează vocile, așa parcă îți vine și ție să te armonizezi mai mult cu Dumnezeu. N-am crezut în tinerețea mea, aveam 15-16 ani, că voi avea parte de harul acesta să pot să ascult o asemenea muzică, să pot să șed în casa lui Dumnezeu și să mă gândesc la lucrurile de sus, când lucrurile de jos erau foarte complicate pentru mine. Aveam 20 de ani și am cunoscut-o pe Brigida. Și după ce am cunoscut-o, am fost undeva într-un loc, încercam să ne dăm seama unul de ce poate celălalt, încercam să ne citim unul pe celălalt și în toată această citeală am hotărât să mai facem un pas înainte, să ne întâlnim și a doua zi. Și după ce ne-am întâlnit a doua zi, am hotărât să mai facem un pas, să ne întâlnim și a treia zi. Dar în foarte scurt timp, Brigitte a zis, trebuie să te prezint părinților mei. Și merg aminte că într-una dintre zile, destul de repede, m-a prezentat părinților ei. Oameni de treabă, oameni deosebiți, m-au primit frumos, eram prieteni, doar. Și îmi aduc aminte că după întâlnirea aceea, care mi s-a părut înălțătoare la cer, îmi aduc aminte că Brigitte a venit și a zis, uite, există o problemă. Tu nu ești nici neamț, nici ungur. Tu ești român. S-au purtat frumos cu tine, dar ar fi trebuit să fie altceva. Și la rândul meu i-am spus, uite, nu-ți fă nicio problemă, nu știu dacă în contextul aceleași discuții, dar cu mine prea mult nu o să fii fericită, că eu sunt pe ducă. Sunt foarte bolnav și le-am spus asta și părinților ei. Și m-am gândit că de la început să pornesc cu dreptul, să fiu sincer, să nu ascund nimic. Și îmi aduc aminte că sinceritatea mea a căzut în acea balanță tot împotriva mea.
pe lângă că nu-i ungur și nici neamț, nici catolic, măcar catolic dacă ar fi fost, săracul de el e și pe ducă. Și acum, fată, gândește-te bine dacă o să te măriți cu el, cine știe, rămâi văduvă de tânără. La care Brigitte a dat un răspuns de felul acesta, eu pe el îl iubesc. A fost destul de categorică în afirmația ei și eu am căzut în tot acea parte a balanței împotriva mea și am zis, mă, au dreptate părinții tăi. Nu cu neamțul și cu ungurul, ci cu partea cealaltă. Cu mine prea mult, nu o să o duci. Și Brigitte a zis, lasă că mai știu eu, sunt și alte persoane care au fost sănătoase și s-au dus. Așa au decurs lucrurile în viața de familie, după aceea ne-am căsătorit, încât mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi nu m-am dus încă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că i-a făcut această bucurie și soției mele și mă mai ține aproape de ea. Cred că lucrul acesta se datorează dragostei lui Dumnezeu. Și când te gândești la căsătorie și la familie, trebuie să știi de la început că nimic nu-i sigur. N-ai nicio garanție. Căsătoria nu vine cu garanție. Nu știi dacă cel care astăzi îți este aproape, mâine va mai fi. Nu știi dacă în timp oamenii nu se vor schimba. Sunt atât de multe cazuri, au început cu dreptul și au sfârșit cu stângul. După 10 ani s-a schimbat brusc. N-a mai putut să stea de vorbă unii cu ceilalți, s-au rupt, s-au întâmplat nenorociri. Și mi-aduc aminte că în familia ei exista un bunic. În familia mea n-a existat bunici, părinții mamei și a tatălui au murit, n-am apucat să-i cunosc decât din poze. Îmi aduc aminte de ei din poze. Și bunicul acela era special, fusese ofițer în armata germană. Nu știu ce-o fi făcut în vremea războiului, dar a fost acolo prezent cu arma în mână, a comandat cine știe ce. Omul ăsta avea ceva specific, ce n-aveau ceilalți. Tot timpul mi-a dat impresia că mă citește. Avea vreo 80 ceva de ani. Îi dăduse și lui Dumnezeu zile. Și tot timpul aveam impresia că mă citește. Omul ăsta știa ceva de mine. Nu știam ce. Că eu n-apucasem să vorbesc cu el prea mult. Și așa din când în când, când mai mergeam la Gera, acolo era casa unde locuia la 60 de kilometri, se uita la mine, se uita după mine, nu știu, mă măsura ce dispozitive avea el, era un om înțelept. Nu s-a uitat niciodată la faptul că nu sunt nici neamț ca el, nici ungur ca soacra. Mulțumesc lui Dumnezeu că acum după 20 și ceva de ani, de când suntem căsătoriți, lucrurile s-au mai așezat puțin. Și mă privesc bine, îi privesc bine, avem sentimente, zic eu, curate. Unii pentru alții. Mă refer eu și socrii. Și mă duc aminte că bunicul acesta s-a îmbolnăvit și cancer la plămâni din cauza tutunului, probabil și din alte cauze. Și în timp ce era în ultima fază, i-am făcut și noi o vizită. Poate o fi ultima dată când îl vom vedea. Familia e să-ți pese de ai tăi. Într-o paranteză fiind spus, ne-a ajutat foarte mult. Ne-a ajutat și atunci când a vrut să avem cuibul nostru, a pus și el acolo niște paie, destul de substanțiale, care ne-a ajutat să avem și noi căsuța noastră. Și bunicul ăsta, țin minte că ultima dată când l-am văzut, nu mai putea să vorbească, cancerul se ridicase la gât, nu mai mâncase nimic de vreo 2 săptămâni. Și în timp ce încercam să creăm atmosferă, bunicul se uită la mine. Nu știu dacă i-am zis vreodată lui Brigitte treaba asta. Se uită la mine și face semn să mă apropii. Era în pat, de-abia respira, nu putea vorbi și mă ia de mână. Și se uită în ochii mei și mi-a transmis un gând, nu știu cum se poate, că nu treaba cu telepatia nu exclusă. Dar din privirea lui și din felul cum mi-a zâmbit cu ochii și cu întreaga față, mi-a transmis următoarea idee. Nu e glumă.
Am încredere că o să ai grijă de fata mea. Într-una dintre discuțiile pe care le-a avut Domnul Iisus Hristos cu privire la viața pe acest pământ, a rostit câteva cuvinte care așează cumva mesajul din seara aceasta, poate pe un făgaș nou pentru unii. El a spus așa: n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Și era o discuție serioasă între el și tatăl. Ioan 18 cu versetul 9: n-am pierdut pe niciunul dintre cei pe care mi-ai dat. Se vorbește mult despre familie și în zilele noastre se fac tot felul de prezentări, sunt foarte multe societăți care parcă le interesează despre familiile noastre, despre cei dragi ai noștri. Și este doar o părere, pentru că la bază nu există niciun interes pentru familie. Dacă pe mine și pe dumneata nu te interesează de familie, pe nimeni altcineva nu interesează. Și mi-aduc aminte că din privirea aceea m-a luat de mână, știau că e pe finalul drumului și mi-a transmis gândul acesta: am încredere că o să ai grijă de fata mea, adică de nepoată, de Brigitte. Gândul acesta m-a urmărit. Gândul că eu trebuie să am grijă de cei pe care mi-am încredințat Dumnezeu. Și de fapt familia este atunci când ai grijă de cei pe care ți-am încredințat Dumnezeu. Și Iisus spune: n-am pierdut nici măcar pe unul din cei pe care mi-ai încredințat. Nici măcar unul. Căsătoria nu vine cu garanție. Nu știi niciodată când te căsătorești ce o să fie peste 5 ani sau peste 10 ani. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung cu atâția copii în casă. Nu m-am gândit niciodată. Am zis că unul, doi, suficient. Nu m-am gândit niciodată că o să aud un cor de felul acesta. M-am gândit că drumul e aproape gata. Însă când planul lui Dumnezeu se suprapune peste gândurile și peste planurile noastre, singurul lucru care mai contează este dacă noi, într-adevăr, am pierdut pe cei din casa noastră sau nu. Și Dumnezeu a zis: ai grijă să nu pierzi pe niciunul dintre cei pe care ți-i dau. Fie că sunt puțini, fie că sunt mulți. Căsătoria nu vine cu garanție. Singura garanție pe care o ai atunci când te căsătorești este că Hristos va fi cu tine și te va ajuta de fiecare dată când îi vei cere. În timpul căsătoriei, unii își pierd mințile, altora le vine mintea la cap. În timpul căsătoriei, unii se îmbolnăvesc, alții se însănătoșesc. În timpul căsătoriei, unii întorc spatele lui Dumnezeu, iar alții se întorc cu fața către Dumnezeu și trag toată familia după ei. Însă, nu ai nicio garanție că va fi așa. Nimeni nu-ți garantează că lucrurile acelea de la început vor rămâne la fel până la final. Singura garanție pe care o ai atunci când te căsătorești este că Dumnezeu este același și va fi lângă tine mereu. Tot timpul va fi lângă tine, gata să te ajute în orice problemă. Ce predici am auzit la viața mea? Am auzit atât de multe predici, m-a interesat să văd ce spun oamenii, dar au fost foarte multe pe care nu le-am înțeles. Însă Dumnezeu, prin omul acesta, prin bunic, a reușit să-mi transmită o idee și să-mi o pună undeva acolo, nu știu, în cap, în inimă. Zic că, măi, Dane, tu ești direct responsabil de ceea ce se va întâmpla în familia ta. Nu trebuie să te preocupe cât o să trăiești. Dacă o să rămână ea văduvă sau tu, dacă o să aveți mulți copii sau puțin, ce trebuie să te preocupe pe tine în viața de familie este să nu pierzi pe niciunul dintre cei pe care ți-i voi da. Și m-am bucurat foarte mult când pe parcursul vieții Dumnezeu mi-a adus aminte de lucrul ăsta și atunci când am mai avut un viu schimb de vorbe cu Brigitte sau cu copilașii, mi-a adus aminte că n-am voie să pierd pe niciunul dintre ei, pentru că așa a făcut și Hristos. Cu câteva vreme în urmă discutam împreună cu Brigitte și cu Cristian, care luase o notă proastă la școală. Și acum, știți, fiecare dintre părinți vor să aibă copii inteligenți, cu note bune. Să nu-ți fie rușine să, când te întreabă lumea, să zici copilul tău a luat un 2 sau un 3.
Și în discuția pe care am avut-o cu Brigitte, zicea, uite, cum să facem? Cum să facem? A luat o noapte proastă, ba, a luat și chiar două noapte proastă. Cum să facem acum? Și am zis, uite, care e situația, părerea mea personală. Nu cred că dintr-o notă ar trebui să facem mare caz, indiferent ce s-ar întâmpla la școală. Cred că mai important este Cristian. Și cred că mai important decât notele pe care le dau cei care sunt puși acolo să dea note, cred că mai important este chiar copilul nostru. Și a zis, amin, Brigitte, așa să fie, așa să fie. Mai important decât orice în viața de familie este cel de lângă tine. Și Domnul Iisus Hristos spune, n-am pierdut pe niciunul dintre cei pe care mi-ai dat. Însă în viața de familie intervin tot felul de nimicuri. Nimicuri. Nimicuri care distrug familia. Undeva în Ieremia, capitolul 2, spune, oamenii ăștia din poporul tău, Ieremia, au ajuns destul de rău. Și spune acelor familii din Israel, spune-le următoarele lucruri. Ați ajuns rău pentru că ați făcut un lucru. Și notează acolo, fidel cuvântul lui Dumnezeu, zice, au umblat după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Asta este concluzia. În viața de familie vin tot felul de nimicuri, intervin tot felul de nimicuri care destabilizează, strică relațiile dintre oameni. Și parcă ești ispitit așa câteodată să nu mai ai grijă de ai tăi. Mai important e nota, mai important este că nu și-o făcut curat, mai important este că uită ce-o zis, mai important uită ce zic vecinii. Nimica din lucrurile astea nu sunt mai importante. Nici dacă rămâne repetent la școală. Cel mai important este cel de lângă tine. Și ferice de acei părinți care își dau seama că cei mai importanți în viața de familie sunt copiii. Am auzit discuțiile acelea, cum le-ați auzit și dumneavoastră, despre familia Botnariu. Știți, le-a răpit statul norvegian sau asociația aceea, nu știu. Cine e în spate acolo? Nu sunt cu conspirație, dar cineva. Le-a răpit cei cinci copilași și este o durere foarte mare, o durere cruntă. I-a răpit și nu mai pot să fie împreună. Dar am stat așa puțin și m-am gândit. În timp ce toate privirile sunt îndreptate asupra acelei societăți care a răpit niște copii, între timp constat un lucru foarte surprinzător. Că cele mai multe familii, sau celor mai multe familii, li s-au răpit deja copiii. Singurul lucru pe care îl mai fac în familie părinții cu copiii este să mănânce împreună și să doarmă în aceeași casă. Treaba asta e mai gravă pentru că a venit pe nesimțite. Cine s-a gândit că în timp ce ne uităm la acea familie care, din punct de vedere practic, le-au fost mulți copii și duși în altă parte și nu mai au dreptul să-i vadă, cine între timp s-a gândit că în același fel societatea din jurul nostru și poate noi ca și părinți nu ne-am asumat responsabilitatea aceasta de a avea grijă de cei pe care Dumnezeu ne-a oferit. Și în timp ce noi suntem preocupați cu serviciu, poate, suntem preocupați cu construirea unei firme, a unei case sau a cine știe mai ce Babilonie construim pe lumea asta și cu diverse cumpărături și cu diverse afaceri, copilașii noștri sunt crescuți de altcineva, doar că stau la noi în casă. Televizorul, telefonul, școala îi educă, avem acolo profesori care învață și cum să creadă despre Dumnezeu, religie. Sunt foarte mulți oameni interesați de copilașii noștri. Nu vreau să produc nicio durere. Poate cineva mai scapă din lațul acesta. Oricum, când mi-am dat seama că există un foarte mare interes pentru copilașii pe care i-am în casă, i-am zis lui Brigitte, cel mai bine cred că ar fi pentru momentul acesta să rămâi acasă. Rămâi acasă și mai salvează ce poți salva. Și de aceea Brigitte a rămas acasă. Și chiar dacă lipsesc o mare parte din zi, încerc cumva să recuperez seara și chiar dacă nu mai pot recupera, știu măcar că unul dintre noi are grijă de copilași. Mi-aș dori atât de mult ca atunci când voi închide ochii, dacă voi fi conștient de lucrul ăsta, să pot declara din toată inima, n-am pierdut pe niciunul dintre cei care mi-ai încredințat, Doamne. Eram prieten cu cineva la școala generală și am continuat să rămânem prieten, cu toate că acest prieten al meu s-a mutat într-o altă localitate unde a avut un potențial mai mare pentru a-și deschide o firmă și pentru a-și agonisi cele necesare pentru un cuib, adică o casă,
are câțiva angajați, firma merge cum merge acum situația de față. Însă, recent, prietenul acesta a venit la noi acasă și s-a uitat la noi, s-a jucat cu fetițele. Zice, Dan, am făcut o mare greșeală în viața mea. Păi care? Și m-a ținut de nimicuri. Am zis că întâi să fac firma, am zis că întâi să fac o casă, am zis că întâi să rezolv situația, întâi să rezolv situația aia. Nimicuri. Și constat acum la 43 de ani, cam un băiețel de aproape 5 ani, și când el va fi mare și o să se căsătorească, eu o să fiu expirat. În sensul că a trecut și printr-un accident și are un mers mai greu, are niște tije, are niște șuruburi de titan și pe zi ce trece, starea sănătății lui se deteriorează. Deci am făcut cea mai mare prostie din viața mea, că la vremea tinereții n-am făcut copii. Constat acum că am făcut aceeași greșeală ca și taică mea. Acum când am cea mai mare nevoie de ajutor, acum tatăl meu are aproape 90 de ani și suntem de vârstă. Am făcut cea mai mare prostie, m-am ținut de nimicuri și Dumnezeu știe lucrul ăsta și zice, în viața de familie, unul dintre cele mai grave lucruri care se poate întâmpla cuiva este să se țină de nimicuri. Acele nimicuri cu nume sonore, lucruri pe care poți să le rezolvi și dacă ai copii. Dar acele nimicuri care întârzie venirea copiilor pe lume, o întârzie atât de mult încât la un moment dat nici nu mai pot veni pe lume. Acele nimicuri care înlătură binecuvântările lui Dumnezeu și tot ce este mai frumos în viața de familie. Acele nimicuri care îi izolează pe copii în camera lor, izolează pe soție în camera ei, pe soț în camera lui, în așa fel încât nimicurile acestea, zice că îi fac pe oameni să ajungă oameni de nimic. Și apoi plânsul și scrâșnirea dinților, și apoi bunicul acela care mă ține de mână și îmi transmite ideea, fără să mai poată vorbi, am încredere că o să ai grijă de fata mea. Nu o fac pentru bunicul. S-a dus. S-a dus imediat după aceea. Nu o fac nici pentru mine. Dacă stau bine să mă gândesc, o fac așa mi-a pus-o Dumnezeu pe inimă. Și mă bucur că mi-a dat înțelepciunea la vremea respectivă să știu că într-o familie și într-o casă cel mai important este să nu-i pierzi pe ai tăi. Când vine vorba de mașină, de construirea unei case, de carieră, de firmă, de notele de la școală și de toate celelalte, cred că sunt niște nimicuri prin care diavolul râde de noi atunci când noi ne certăm. Îl pune pe ăla micul să ia o notă proastă și pe mine mă pune să-l cert. Și apoi bate din palmă și zice, am prins doi fazani. Pe ăla micul că a greșit și pe ăsta mare că-l ceartă. Care este rezultatul? Cel mic se retrage încet încet, cel mare se retrage încet încet și nimicurile acestea distrug tot. Îmi doresc atât de mult ca învățătura aceea pe care am primit-o de la Dumnezeu prin bunicul să rămână și în continuare în viața mea și poate cine știe mai ajută pe cineva în viața de familie. Poate sunt unii care își doresc foarte mult să întemeieze o familie și li s-au zis atât de multe lucruri despre familie că nici nu mai știu de unde să înceapă. Unii au întârziat începerea vieții de familie atât de mult pentru că sunt atât de multe condiții și atât de multe lucruri așezate în fața ochilor lor și până când nu le văd pe toate rezolvate, n-au garanția că o să fie bine. Și vreau să le spun în seara aceasta că niciodată nu vor avea garanția că va fi bine. Nu știi niciodată ce aduce ziua de mâine, nici cum se va schimba partenerul tău de viață. Singura garanție pe care o ai atunci când te căsătorești este că Dumnezeu va fi alături de tine și te va sprijini. Dar este totuși o mică condiție. Va trebui să faci tot ce poți ca să nu pierzi pe niciunul din casa ta. M-am gândit în seara aceasta să nu vin cu multă teologie, ci cu niște experiențe prin care m-a trecut Dumnezeu, m-a făcut să văd anumite lucruri, poate vor fi de folos cuiva. Cine știe? Nimeni nu știe. Cum bunicul care n-a putut să vorbească mi-a transmis o idee, poate cine știe. Și în seara aceasta cuiva îi va fi de folos. Rămân la cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul nostru când a vorbit cu Tatăl Său și a zis
Câtă vreme am locuit pe acest pământ, m-am bucurat de compania oamenilor. Unii au fost oameni de treabă, ca frații lui Iosif, m-au vândut. Dar nu a fost nicio problemă. Eu am continuat să-i păzesc și ți încredințez acum la capătul misiunii mele pe acest pământ. Ți încredințez cu specificația, n-am pierdut pe nici unul. Totuși trebuie să facem și paranteza aceasta, dacă vrei să te căsătorești, totuși trebuie să deschizi și ochii. Sunt lucruri care le poți prevedea. N-ar trebui să te căsătorești orbește, gândind că Dumnezeu va completa toate lipsurile celelalte persoane, ci va trebui să fii foarte atent. Însă trebuie să nu uiți nicio clipă că, indiferent cât de grijuliu vei fi la începutul familiei tale, nu știi ce va urma. Singurul lucru și singura garanție pe care o vei avea este că Hristos va fi lângă tine mereu, pentru că așa a promis. Și El va face tot ceea ce este necesar ca tu să ai toate resursele, să ai grijă de ei tăi. Și apoi când mă uit la ce motive stupide și motive infantile găsesc oamenii ca să se certe și să se despartă, îmi vine să-mi fac din nou cruce, cu toate că nu mi-am mai făcut de mulți ani cruce, gândindu-mă că Dumnezeu a zis, n-am pierdut pe niciunul din cei pe care mi-a dat. Indiferent ce note au luat la școală, indiferent care au fost planurile de misiune, indiferent câte case am vrut să-mi construiesc sau câte mașini am vrut să-mi cumpăr, indiferent ce a fost, ținta mea a fost să nu pierd pe niciunul dintre cei pe care mi-ai dat. Și gândul acesta să ne însuflețească pe fiecare dintre noi. Și îmi doresc atât de mult ca în ceasul acesta de seară poate unii dintre noi să ia decizia și să zică, Doamne, de acum înainte, singurul lucru care va conta pentru familia mea este să nu pierd pe niciunul dintre ei. Prețul câteodată va fi destul de scump. Va trebui să înghiți atunci când iau o notă proastă la școală și să nu mai cerți. Nu o merită pentru o notă pusă de poate un ateu să-l cerți pe copilul tău. Poate că în timp ce îți vine să-l cerți, va trebui să-ți aduci aminte gândul acesta. Totuși, n-aș vrea să-l pierd. Și dacă vreau să-l cert, îl cert constructiv, în așa fel încât să nu pierd pe niciunul. Într-un sătuc undeva se întâmpla un fenomen anormal. Oamenii se certau. Se certau la greu. Familie, soțul cu soția. Și era acolo o față bisericească care s-a tot gândit cum să facă, ce să facă. Oamenii veneau la biserică, da, știm, asta e bun, da, știm ce să facem. Când se ducea acasă, păcate. Din nou se certau, din cine știe ce motive absurde, stupide. Zice că omul a venit cu un gând, cu o idee. În timp ce femeile veneau la biserică, că ele erau mai interesate de binele familiei, omul acela, slujitorul acela, a luat o sticlă de apă și le-a zis, știți ce? Când vă duceți acasă, umpleți o sticlă cu apă și așteptați până vine soțul de la câmp sau de la servicii. Și când vine, luați o gură de apă. Păi și ce să facem, părinte? E apă sfințită? Da. Da. Dar aveți grijă că n-are efect decât dacă o țineți în gură. Păi, părinte, dacă alunecă, când zice ceva și alunecă, mai e o gură. Și nu-i voie să rămână gura uscată. Păi și, părinte, cât să fac lucrul ăsta? Până adoarme. Și venea soțul acasă și acum Dumnezeu e bun, El ne ajută, dar gura nu ne închide. Venea soțul acasă și avea chef de ceartă. Dar soția? Și a trecut o perioadă de timp după care s-au dus din nou la biserică și a zis, mai ai nevoie, părinte? Ați învățat lecția? Da, părinte. Vă mai certați? Nu, părinte. Atunci nu mai ai nevoie să înveți apă. Când ai în vedere binele familiei tale, trebuie să nu uiți cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Și când îmi venea să-i pierd și să-i mustru, ca așa zice la Scriptură, să-l mustri pe cel care a păcătuit, mai iau o gură de apă. Apă sfințită, dacă o țin gură. Și vei vedea ce lucruri minunate se va întâmpla în familie. Desigur, sfaturile acestea sunt întâi pentru mine și soția mea, dar apoi pentru cei care au nevoie de această apă. Dumnezeu să ne ajute, dragi frați și surori, stimați invitați,
să nu luăm în glumă lucrurile acestea, pentru că sunt lucruri serioase. Iar în ziua în care fie vom închide ochii și vom mai avea puțin conștiență asupra a ceea ce am trecut în viața aceasta, sau în ziua în care va veni Domnul Iisus și ne va găsi pe toți, așteptându-L cu brațele deschise, să putem fără rușine și fără jenă să declarăm și noi înaintea lui Dumnezeu: cu ajutorul Tău am reușit să nu pierd pe niciunul dintre cei care mi-ai încredințat. Așa să ne ajute Dumnezeu.